Bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face un aluat universal, moale, pufos, bun pentru modelat, chifle, pentru rulouri, pizza, gogoși, pâine cu lapte. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 500 de grame de făină de grâu integrală, deci cu măciniș integral sau făină albă. 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă, o linguriță de zahăr, 50 de grame de apă, avem aici, 50 de grame de unt, o linguriță de rasă de sare, 60 de ulei de floarea soarelui, 150 de lapte și un ou. O să avem nevoie de un ou. Și acum să începem. O să le cântărim împreună pe toate. Așa. Aici avem un cântar. Eu am cântărit deja jumătate de kilogram de făină. Și acum vom adăuga drojdia noastră uscată. O adăugăm, deci 7 grame de drojdie uscată, adăugăm peste făina noastră cu măciniș integral. Așa. O să amestecăm așa bine făina cu drojdia. Și acum o să adăugăm restul ingredientelor. O să punem și zahărul și sarea. O să adăugăm oul. Ne cântărim 50 de apă, am să deschid cântarul și ne cântărim 50 de apă, așa, 50 de apă, cântărim și 60 de ulei. Așa. Și 150 de lapte. Așa. O să dăm deoparte și amestecăm aici toate ingredientele. La urmă vom adăuga untul. Așa. Vom frământa aluatul și apoi îl vom lăsa la crescut până își dublează volumul. Voi pune aluatul pe masa mea de lucru, să îl frământ și îl punem așa aici pe tot. Îl vom aduna pe tot și îl vom frământa. Așa. Și vom adăuga și untul nostru. Așa.
Vom adăuga și din unt și frământăm. Adăugăm restul de unt și frământăm așa bine totul. Până îl incorporăm așa bine pe tot. Așa. Uitați-l. Încă puțin și este gata. Așa. Vedeți că nu se mai lipește de masă. Și aluatul nostru este aproape gata. Deci împingem și tragem și împăturim. Așa. Și după ce am frământat așa bine, îl lăsăm să se odihnească la temperatura camerei. Așa. Până își dublează volumul.